Mulțumesc, doamnă președinte. Pandemia COVID-19 ne-a pus la grea încercare, dar în același timp ne-a reamintit și ce înseamnă cu adevărat Uniunea Europeană. Înseamnă puterea ce vine din solidaritate, înseamnă puterea lui împreună. Vaccinul care va salva milioane de vieți este cea mai bună dovadă a cooperării dintre statele membre și instituțiile europene. Iar distribuția lui va fi cea mai bună dovadă a ceea ce face Uniunea Europeană pentru fiecare cetățean. Acum, mai mult decât oricând, este nevoie ca europenii să aibă încredere în construcția comună. De aceea, am sugerat măsuri suplimentare de securizare a dozelor de vaccin pentru combaterea și prevenirea activității infracționale. Și alături de colegii mei, am solicitat un plan comun de comunicare. Este esențial ca informația corectă și completă despre vaccin să ajungă la fiecare cetățean european. Este responsabilitatea noastră să răspundem îngrijorărilor legitime încă de la început, pentru că avem nevoie de fiecare cetățean alături de Uniunea Europeană pentru a reconstrui împreună. Vă mulțumesc!